circulau artiștii acum 30-40 de ani. Ce însemna să ai un pașaport în mână în URSS? Care era senzația omului care se vedea dincolo de cortină? Acestea sunt întrebările care conturează tema convorbirii de astăzi. Invitatul meu este compozitorul universitarul Ghenadi Ciobanu, e pe Skype alături de mine și eu sunt pe Skype. Astea sunt realitățile zilei de astăzi. Și, domnul Ciobanu, vreau să vă întreb nemijlocit următorul lucru. Dumneavoastră ați absolvit Institutul Muzical Pești din Moscova, o instituție de altfel serioasă. Mă gândeam că cu același succes ați fi putut absolvi la Paris, la Viena, la New York, dacă erau alte circumstanțe. Care era sentimentul pe care îl trăiați atunci și dacă vă doreați să puteți ieși din URSS? Atunci când am admis, asta era, de fapt, culmea dorinței și a unui tânăr muzician, deoarece puțină informație am avut despre alte centre. Informația care circula era, de faptul că metropola, instituțiile de la Moscova, în special conservatorul, Institutul Gnesin, cea din Petersburg, conservatorul din Petersburg, erau cele mai importante din lume. Și asta era impresia cu care am trăit o bună parte până la deschidere, să zicem așa, până la ceea ce s-a întâmplat pe plan național diferențiat, când am avut posibilitatea să cunoaștem mai mult, să ne autoidentificăm, să vedem care este situația reală. De aceea, pe atunci, bineînțeles, deja fiind student, am înțeles foarte multe de la unii profesori de-ai mei, care, printre altele, unii aveau spirit de dizident, poate că nu erau dizidenți declarați și așa mai departe, dar aveau acest spirit de libertate. Dar voi, studenții, cum simțeați care e mai dizident și care e mai puțin dizident? După ceea care mergea împotriva unor restricții și care ne aducea unele cunoștințe despre lume, despre ceea ce se întâmplă, despre societate mai profunde și mai neconformiste. Asta era criteriul nostru de a afla asta. Cel care venea să ne spunea că, uite, asta este interzis, dar eu partitura am cumpărat-o atunci când am avut ocazia să mă aflu cu orchestra în Paris sau în Londra. Am cumpărat-o și vă dau vouă ca să vedeți. Uite, această carte este de sanitate, dar consider că voi, studenții tineri, trebuie să o știți. Iată, așa era, asta era criteriul. Dar există voci astăzi care spun că era multă stabilitate socială, că exista încrederea în ziua de mâine, da? Și unii chiar au acces și în Parlament cu acest discurs. Cum vedeți dumneavoastră astăzi aceasta? Este absolut eronat, deoarece vorbim de fapt despre fenomenul libertății, acum cu dumneavoastră. Pentru că ceea ce se referă la circulația artiștilor sau oamenilor în general, de posesia unui pașaport care ar fi o posibilitate de a circula, asta este o parte specială a acestui fenomen general care se cheamă libertatea. Ori, să zicem, este ceva, în acest fenomen, în libertate, este ceva, cum să spun, arhetipal, dacă doriți. Omul simte aceasta, este o calitate existențială a omului. Foarte des ne prindem cu acest gând că avem nevoie de spații, avem nevoie de spațialitate, avem nevoie să ne simțim undeva la muntă, în ocean, avem nevoie de. Este ceva care pur și simplu este în firea noastră. Și de aceea spun că este o calitate existențială sau arhetipală, cum doriți, această libertate. Și acum să ne imaginăm. Pardon? Foarte adevărat și eu cred că și omul din URSS, într-o normalitate a vieții lui, dorea să circule, da? Libertatea Omul în circulației. general, nu doar din URSS, omul în general, la asta mă refer și vreau să ajung la răspunsul la întrebarea dumneavoastră.
că, în principiu, cum să ne imaginăm noi dacă avem această intrinsec noi dorință și această calitate a noastră de a fi liber, care când se oprimă, bineînțeles că ne dezvoltăm, bineînțeles că este o dramă, bineînțeles că este un stres, când îți îngrădesc această posibilitate, această dorință. Și atunci, oricare ar fi bariera, dacă este ideologică sau de altă natură, oricare ar fi concepția, oricare ar fi ideea, devii dependent, devii sclav, devii proprietate a sistemului. Iată așa am fost noi toți. Noi am fost proprietatea sistemului, am avut bariere de îngrădire, de nevoințele noastre, de aspirațiile, de a circula, de a merge, de a vedea, de elementar de a spațialitate. Da, vreți să vă întrebați ceva? Da, apropo, vreau să vă întreb, dar cum puteți să obțineți un pașaport atunci? Care era procedura? Pentru că eu am imaginea filmelor doar, că sunt mai recentă și văd cozi, văd anumiți artiști care se chinuie și bat acele praguri ale organelor de resort pentru că i-au deschis viză sau nu. Care era atmosfera atunci, dacă cunoașteți cazuri reale, poate? Iată, dumneavoastră, acum vorbiți despre niște lucruri într-adevăr existențiale. Lupta. Lupta și chinul. Lupta și chinul pentru a avea ceva care îți aparține. Lupta și chinul. Asta este situația noastră reală, în principiu, pe care puțin s-a ameliorat în ultimele decenii datorită poziției europene și a fost libertatea redusă în rang, la totul alt nivel, a fost ridicată la totul alt nivel. Dar, răspund la întrebarea dumneavoastră, de a primi un pașaport, trebuia să treci foarte multe instanțe și aproape era imposibil. De ce? Pentru că trebuiau caracterizări de oriunde. Și acesta era doar pretextul pentru ca să nu mergi, pentru ca să fii dependent, pentru ca să nu expui riscul lui sistemul, pentru că dacă ești liber și gândești liber, ai putea rămâne și ai putea face într-așa un mod de serviciu ideologiei și imaginei că este unica țară în care este libertate socială, credere în ziua de mâine și așa mai departe. Oamenii doreau posibilități să se realizeze și de ce plecau? Ca și pot tineretul de astăzi care pleacă din Republica Moldova pentru posibilități, nu doar pentru o viață mai bună socială, dar pentru posibilități de a-și realiza, în primul rând, de a obține alte posibilități, pentru că sunt mai multe, să zicem, posibilități pentru a obține, a te dezvolta. Și, într-al doilea rând, pentru a te realiza. Iată, astea sunt. Este ceva absolut firesc pentru oameni ca să poată să aibă condiții bune pentru realizare a sa ca persoană, ca personalitate, că dacă doriți, și ca fire existențială. Dar problema este de altă natură, că de a obține un pașaport pot să vă aduc, nu ar fi bine să vă aduc exemple pentru că sunt foarte multe, inclusiv în viața mea. Eu am fost odată caracterizat când am fost invitat să predau la Cuba pe atunci. Așa era, veneau pentru cine specialiști, era Uniunea Sovietică, la minister, de la centru, de la Moscova, la Republici și cam venit la Ministerul Culturii și o doamnă care mă cunoștea pe mine, pentru că era cândva, a fost de la secția de cadre, de personal, care era cândva și rector la Colegiul Neaga, de unde am plecat la Moscova. Mă cunoștea bine și mi-a spus la un moment dat, uite, voi putea să faci chestia asta, pentru că ai toate studiile, inclusiv locul și așa mai departe. Am să mă adresez. Tot ea pe urmă, peste mult timp, când nu mi-a ieșit toată povestea asta și ea deja nu mai lucra, ne-am întâlnit doar. Mi-a spus că a venit o caracterizare de la conducerea instituției în care am activat, că sunt tânăr, nereținut și încât ceva de felul ăsta, care m-a mirat că aceasta era suficient pentru ca să nu pot să fiu, să am această posibilitate de a merge. Iată caracterizarea de ce este. Mai ales vina cea mai mare era că erați tânăr. Da, asta și spun. Și nereținut. Pentru faptul că la o ședință i-am spus drept verde în ochi acestui domn că nu este bine așa, că e o instituție, ar trebui să activeze altfel. Bine, înțeleg. Oroarea a trecut. Am ajuns după 90.
parcă am obținut libertățile. Da? Apropo, dumneavoastră ați fost ministru al culturii, ați fost deputat în Parlament, cunoașteți foarte bine acea perioadă. Totuși au venit crizele și au venit cozile după vize. Da? O altă ipostază în care individul la fel nu s-a simțit foarte confortabil și acea stare kafkiană din URSS parcă s-a perpetuat după 90. Cum a fost atunci și dacă puteți să ne spuneți de ce s-a întâmplat de această manieră? Aceeași luptă, a fost aceeași luptă și același chin. Aceeași luptă pentru că din dorința nesatisfăcută, din această aspirație, puteai să spun că nu înțelegeai de ce ar trebui. Și sunt pe ambele părți. Noi nu am fost conforme unor valori și unor principii din alte țări și alte țări care tot așa nu vroiau să se protejau și nu vroiau să deschidă pentru oricine, pentru că adevărul este că știți ceea ce se întâmplă dacă vorbim din poziția țărilor care se protejează, atunci ei se protejează de faptul că cineva vine cu percepția, cu religia, cu totul ce are și o pune mai presus decât orice. Vine cu o concepție, cu niște idei preconcepute și o propune într-așa un mod încât poate să răstoarne, să zicem așa, existența normală. Și de aceea se impun unele rigori, unele restricții. Noi am trecut prin asta când am fost considerați deci, cei care pot să aducă un dezechilibru în societățile stabile cu principii. Și aici, eu țin minte, vă aduc un alt caz când am mers pentru prima dată, era 92, de la Uniunea Compozitorilor, cu doi colegi de mei, am mers în Belfort și Besançon la un festival și la niște întâlniri cu colegii din instituțiile de învățământ artistic și așa mai departe. Deci a fost un program. Și discutând cu un domn care îmi spunea că locuiește în Belfort și pleacă la câțiva kilometri, până la 100 de kilometri în Elveția, că este la Hota, să lucreze pe acolo pribe. Și noi îl invidiam foarte mult și eu nu putea să înțeleagă această invidie. Noi îl invidiam pentru că el are această mobilitate și poate să circule, dar el nu putea să ne înțeleagă pe noi. De ce? Pentru că ei nu puteau, că erau mai mult, nu putea să ne înțeleagă. De ce? Pentru că el merge încolo să muncească și nu de bună voie. El merge pentru că nu-și găsește lucru în altă parte și merge acolo. Această modalitate. Și mie îmi place cum explicau ei unul altuia. Spuneau că da, ei nu au libertate. Despre noi spuneau că ei nu au libertate. Și este adevărat pentru că noi atunci nu aveam libertate de circulație. De altfel, dumneavoastră ați deschis tema integrării, a integrării identitare, axiologice, da? Pentru că noi mergeam încolo cu tot pachetul de valori ale lui Homo Sovieticus. Da? Poate nici nu conștientizam acest fapt, dar această desagă cu vechile obiceiuri încă exista și desigur că alte state erau undeva închise sau reticente. Am învățat totuși această coabitare, am învățat integrarea și vreau să zic că dumneavoastră, pentru mine personal, dar cred că și pentru cei de acasă care ne ascultă, ne privesc, sunteți un caz, să zic eu, o poveste de succes, pentru că venind din școala sovietică, o școală foarte bună în domeniul muzical, dumneavoastră astăzi sunteți invitat în Occident cu masterclass-uri, creațiile dumneavoastră muzicale sunt înregistrate Danemarca, Marea Britanie, Germania, Italia, Rusia, Olanda și multe, multe alte țări, pentru că chiar m-am documentat și am rămas copleșită. Sunteți un cosmopolit în acest sens, mai ales că muzica nu necesită traducere, spre deosebire de literatură, și muzica e un limbaj cosmopolit universal și oricine are ureche o poate auzi și o poate simți.
Însă, ar părea că practic am ajuns în, să zic, în anticamera unei stări paradisiace. Avem pașapoarte biometrice, avem pașapoarte românești unii, putem circula, suntem invitați și totuși deodată avem un lockdown pentru că e pandemie. Observați că am pornit de acum 30-40 de ani și am ajuns iarăși într-un punct critic pentru artist, pentru intelectual, pentru cultural, pentru că există iarăși niște opreliști și această dezbatere dintre cei care se simt frustrați și că li s-au încălcat drepturile și cei care se anunță responsabili și acceptă această izolare și închidere. Cum vedeți dumneavoastră ca artist, ca universitar, această situație? Voi începe, ați abordat câteva teme care așa ori altfel foarte des meditez asupra acestor teme. Una din ele este etichetarea pe care am avut-o ca om sovietic, etc., etc. Or, asta a fost foarte simplu. Să pui etichete. Nu toți erau om sovietic. Chiar și atunci pe cel timp. Și asta este cea mai mare greșeală care se întâmplă și care nu știu cum ar putea să fie evitată, doar prin conștiință de voluntate. Pentru că ar trebui să se privească altfel decât din zona din care ești, etc., etc. Dar asta implică alte eforturi. Este mult mai simplu să birocratizezi și să pui etichete tuturor, indiferent de ce e, de unde, cine, cum și așa mai departe, la ce nivel este. Dar cum se face ca o anchetă să fie mai puțin birocratizată? Asta cred că o să țină încă foarte mult timp de ceva care ar trebui, la care ar trebui să se îndime. Asta e prima idee, pentru că multe dintre drame care s-au întâmplat anume din acest punct de vedere, pentru că au fost etichetați la oaltă toți, inclusiv cei care nu trebuiau să fie etichetați. Și asta este una. A doua situație este că dacă revenim la toate restricțiile care au fost și la COVID, care ne aduce tot încolo. Știți de ce vorbesc acest lucru? Că nimic absolut în lumea formală nu există stabil. Totul este schimbător. Asta trebuie să o primim de fapt. Asta trebuie să o primim de fapt și să fim gata ca să putem să existăm în diferite condiții. Pentru că acum lupta celor pentru libertate, și asta încă o dată remarcă, sau să zicem, ceea ce am spus, că este o valoare intrinsecă libertatea. Anume de aceea, unii astăzi luptă cu restricțiile, pentru că vor să se simte liberi. Și mie îmi pare că oricum această poziție este foarte fragmentară. Și este poziția mea, asta este, dacă doriți, poziția mea, că este fragmentară și destul de periculoasă. Deoarece să lupți acum cu faptul existenței unui COVID, unui mic organism care a răsturnat lumea și încă o dată a dovedit că totul este schimbător în această lume, este suficient să apară o nuanță, un mic COVID, un coronavirus, ca să se întâmple acest lucru. Vorbește despre faptul că nu suntem gata în mod spiritual a percepe în general existența noastră, dacă doriți, în mare, și unele condiții pe care ar trebui să le acceptăm. Cum pot să lupți acum pentru libertate cu COVID-ul când eu sunt unul dintre cei care simt foarte mult, pentru că mi s-au amânat multe activități pentru care am lucrat ani de zile. În anul trecut s-au amânat foarte multe activități, s-au amânat, să le numim așa, activități, întâlniri, etc. Și m-am conformat acestui lucru, l-am primit așa, de fapt, cum este, pentru că pun mai presus valoarea existenței și văd care este pericolul. Eu nu desfăc nimănui
să, sau ferească Dumnezeu, nu pun la îndoială unele doleanțe, dau seama că ele depind de multe lucruri, inclusiv de vârstă, inclusiv pentru asta de realizare. Dar asta e ceea ce am început, că ar trebui să ne conformăm uneori și să găsim căi noi pentru a face lucrurile și să înțelegem că totul este schimbător cât mai lupta cu asta. Nu pot să lupt cu asta atâta timp cât nu s-a găsit ceva care să transforme acest coronavirus într-o coexistență a noastră cu noi, care l-ar fi transformat în ceva care este mai puțin periculos, mai puțin fatal, dacă doreți. Uitați ce se întâmplă și la noi, ne mai vorbim de fapt cu realitatea lui. Toți introduc niște restricții în acest sens. Aceste restricții, dacă vorbești acum în această situație, repet, dacă vorbești în această situație despre libertatea, despre oprimarea sau îngrădirea libertății de circulație, este un lucru fragmentar și cumva conceptual, mai curând sau abstract, dacă doriți. Mai puțin existențial. Ați deschis discuția despre viața ca prioritate, chiar dacă uneori unele libertăți vor fi sacrificate, și eu cred că și e discuția despre supraviețuire, despre specia care e speriată, e intrată în alertă. Eu cred că aceasta este chiar... Nu chiar așa. Mă iertați că v-am prerupt, doamnă Maria. Nu chiar așa. În primul rând, dumneavoastră ați deschis această temă și, în al doilea rând, deloc specia nu este speriată. Deci este, așa cum observ eu, cei care simt altfel lumea, care, să zicem așa, sunt deschiși unei posibilități în aceste condiții de dezvoltare spirituală, anume că ei nu sunt speriați. Dar există discuții despre infodemie, despre o isterie în masă, în legătură cu totul altceva, și asta este aceeași poziție. Știți, sunt nedrept și unii și alții. Este aceeași poziție. Ui, și cei care vor să aibă o libertate chiar și pe timp de vreme de ciumă, și cei care vor să facă o isterie pentru că nu pot să-ți găsească un echilibru în sine și nu pot să înțeleagă și nu pot să primească viața, dacă doriți, așa cum este. Și unii și alții luptă cu viața. Și unii și alții nu pot să primească condițiile reale ale acestei vieți și ceea ce se întâmplă, de fapt, vorbește despre faptul că și unii și alții, și o parte și alta nu este, zicem așa, cale drept. Isterie din asta pot să facă doar oamenii, o parte din oameni care fac isterie, sunt foarte mult cointeresați în lucruri de a, să zicem așa, de acumulări. Fie pe plan economic, material, așa mai departe, fie pe plan de înmulțire a unor succese, fie pe plan de... Dacă vorbim despre cei care vor să lichideze, să lupte cu restricțiile și așa mai departe. Dar care este misiunea artistului în această societate bulversată? Misiunea artistului. Vreau să vă spun că de a crea lumi, fie sonore, fie prin cuvinte, fie prin culori, de a crea aceste spații și luni, cred că care ar putea să aducă, dacă doriți, această senzație, percepere, acest echilibru, este foarte important. Însă, da, cred că cunoașteți acest lucru foarte bine, deoarece sunteți una din creatori. Și iată, în acest sens, dacă mie nu mă încurcă, nu duc să fac acest lucru. Altă situație este că, încă o dată repet, dacă am găsit căi noi, care, iată, s-a răsturnat situația, s-a risipit o concepție, s-a risipit, dacă doriți, pentru că ceea ce vedem noi astăzi, ceea despre ce vorbim de fapt, dacă iar revenim la tema noastră,
este faptul că s-a risipit o concepție, o construcție, o construcție. O paradigmă. Da, exact. S-a risipit din cauza unui moment existențialist, existențial, a unui organism care a făcut acest lucru posibil. Iată de ce spun că totul este relativ și totul este nestabil în lumea în care existăm și asta s-a știut. E o poziție de-a mea care ajung acum și în aceste condiții ar trebui să găsim căi noi ca funcționalitatea acestor lucrări să ajungă la public, să ajungă la cei care au necesitatea de a se apropia de artă, de a gusta din fructul acestor până la urmă meserii. Și pentru asta, ca să găsim aceste căi noi, imaginați-vă că acest lucru s-ar fi întâmplat 20 de ani la care ne referim înainte și noi nu am avea cu dumneavoastră această posibilitate de a comunica, iată, prin Skype sau prin alte absolut modalități. Eu astăzi am lucrat cu studenții prin conferințe, sunt foarte multe modalități. Bineînțeles că frustrările ar fi mult mai mari. Bineînțeles că atunci ar fi și luptele altfel. Înseamnă că acest confort pe care ne-l aduc aceste posibilități, pentru că declarând odată mobilitatea în cadrul liberei circulații, Uniunea Europeană, declarând acest lucru, s-a gândit la bunăstarea oamenilor, la o nouă calitate a vieții. Deci, noi suntem cei care o facem, dar axați trebuie să fim oricum pe existența noastră și să nu fim fragmentari în unele concepții, idei, în unele construcții, asta pentru mine acum contează. Am discutat cu universitarul, compozitorul Ghenadie Ciobanu, despre libertatea de circulație. Există o vorbă, dreptate nu ai, dreptate ți se dă. Cu libertatea, situația e alta. Libertatea ai, iar dacă nu ai, s-o iei. De altfel, astăzi, pe Bulevardul Central al țării, au ieșit unii cu roțile să-și ia libertate, să insiste pe anumite aspecte ale vieții lor. E aproape simbolic și libertatea, eu cred că, oricum, rămâne a fi valoarea supremă atâta timp cât va exista omul.